Bună, simpaticii mei! Astăzi am venit din nou cu o poveste simpatică din colecția Franklin. Am văzut că v-au plăcut foarte mult și atunci am zis că o să vi le citesc pe toate. Este vorba despre cartea Franklin și sceneta de la școală, scrisă de Paulette Bourgeois și Brenda Clark. Este de la editura Catartis. Franklin știa să numere înainte și înapoi. Ținea minte numărul său de telefon, adresa și numele a 6 forme diferite. Dar câteodată era cam uituc. Din acest motiv, atunci când domnul Bufniță îi dădu unul din rolurile principale în sceneta școlară, Franklin își făcu griji. Dacă avea să uite rolul. În fiecare decembrie, elevii domnului Bufniță puneau în scenă o piesă pe care o scriau chiar ei. Anul acesta urmau să joace piesa Bine te-am găsit, spărgătorule de nuci. Franklin văzuse împreună cu părinții săi baletul Spărgătorul de nuci, iar acasă ascultase muzica. Îi plăcea foarte mult povestea cu fetița și soldățelul de jucărie care prindea viața. Franklin avea de memorat un rol mărișor. Acasă repeta în continuu partea lui. Sper să nu uit replicile, le-a spus el părinților săi. Ei l-au încurajat. Dacă exersezi, totul o să fie bine. Franklin însă nu era atât de sigur. În săptămâna de dinaintea spectacolului, în clasă se desfășura o activitate frenetică. Fiecare avea de făcut câte o treabă importantă. Gâsculița și învăța rol. Castora și exersa pașii de balet. Cântăreții studiau piesele muzicale. Minunat, minunat, zise domnul Bufniță. Misiunea lui Ratonel era aceea de a face scenografia spectacolului. El și echipa tăiaseră, lipiseră, pictaseră și terminaseră deja majoritatea decorurilor. Acum erau ocupați cu ajustarea pomului de Crăciun. Domnul Bufniță gândea că totul e absolut spectaculos. Ursache era responsabil de costume. El și prietenii lui creaseră niște costume minunate din bucăți de material luate de aici și de acolo. Când domnul Bufniță văzu ce au făcut, bătu din palme și spuse, încântător. Toți din clasă repetau clar și cu voce tare. Bursucel era regizor de platou, așa că le sufla actorilor când aceștia nu-și mai aminteau replicile. Minunat, zise domnul Bufniță. Dar unde este Franklin? Ratonel arată spre dulapul cu material didactic. Franklin trase cu ochiul dinăuntru. Am nevoie de un loc liniștit ca să-mi învăț rolul, spuse el. Ajung la jumătate și după aia uit. Hai să repetăm împreună, i-a sugerat domnul Bufniță. Până la sfârșitul zilei, putea să-și spună replicile fără să omită vreun cuvânt. Bravo, bravo, Franklin, spuse domnul Bufniță. Sosi și ziua dinaintea spectacolului. Programul a fost tipărit, iar scaunele au fost așezate. Elevii urmau să facă pentru prima dată repetiții pe scenă. Domnul Bufniță a indicat fiecăruia unde să stea. Iepurile bătu din călcâie nerăbdător. Liniște, vă rog, a spus domnul Bufniță. Se trage cortina. Franklin își repetă în tăcere replicile. Se trase cortina. Franklin rămase fără cuvinte. Domnul Bufniță îi șopti. Dă-i drumul! Franklin încearcă să spună ceva, dar simțea așa o strânsoare aici, dar fix aici, așa de gât. De câte ori privea spre scaunele goale, l-a apucat frică. Psst, i-a zis bursucel. O să spun eu ce trebuie să zici. Dar Franklin nu avea nevoie de suflări. Își știa replicile, doar că nu le putea spune cu voce tare. Domnul Bufniță luă pe Franklin deoparte. Poate că ai trag de scenă, i-a spus domnul Bufniță. Încearcă să nu te mai gândești la spectatori. Franklin mai încercă de 3 ori, însă de fiecare dată la tragerea cortinei rămânea fără cuvinte. Nu dorea să renunțe, dar nu mai avea mult timp la dispoziție. Așa că Franklin îl întrebă pe domnul Bufniță dacă poate să facă schimb de locuri cu bursucel. Regizorul putea să joace rolul spărgătorului de nuci, deoarece știa toate replicile din piesă. Au luat-o de la capăt. Bursucel însă nu se auzea din spatele clasei. Domnul Bufniță-i făcu lui Franklin semn cu cotul. De ce nu te duci să-i dai o mână de ajutor? Franklin urcă pe scenă alături de bursucel și spune. Încearcă să spui ca mine. Franklin vorbi cu o voce răsunătoare.
Intenționase să zică doar o replică, dar l-a luat valul și a recitat întregul rol. Toată lumea l-a aplaudat la final. Ți-ai depășit tracul, i-a spus domnul Bubniță. Cred că da, zise Franklin. Lui Bursucelii se lua o piatră de pe inimă. Seara următoare, când se trase cortina, Franklin își zări familia stând în primul rând. Apoi inspira adânc, Franklin spuse primele cuvinte cu o voce înceată răgușită. Ții mai departe, și-a spus el în gând și a zis. Franklin a jucat atât de bine, încât se crezu cu adevărat spărgătorul de nuci. A fost un spectacol minunat. La final, publicul i-a aplaudat în picioare. Franklin și prietenii lui au făcut 4 reverențe. În acea noapte, la gura focului și după o cană de ciocolată caldă, Franklin își copie programul spectacolului în carnețelul său de amintiri. A fost o seară pe care dorea să o țină minte pentru totdeauna. Citind această poveste, mi s-a făcut atât de dor de teatru, mi-a atât de dor să joc, mi-a atât de dor să mă întâlnesc cu colegii mei, să repetăm, mi-a atât de dor de scenă. Ție de ce ți-e dor în zilele astea? Dacă ți-a plăcut povestea mea, nu uita să dai subscribe. O să revin curând cu povești minunate. Vă pup și aveți grijă de voi!